O să rugăm pe admin Bidman să mai pună și el o lecuță de semnal acolo, că e cam greu cu semnalul. Noi ne-am dus cu camera, dar tot cu Sfântul Skype reușim să facem câte da, ceva. Da, mă, dar ce s-a întâmplat? Eu nu știam de povestea asta că veniți cu rucsacul pentru transmisia. Când că vii cu carul pe satelit, că dacă știam, spuneam să trimiți, știam eu ce să faci. Și făceam data viitoare, îți promit că o să iasă mai bine transmisia da. Cu echipamentul vostru. Data viitoare film ne ducem cu dronele peste Silviu Prigoană. Da, bun, ce vreau să zic, uitându-mă la băieți în această ipostază, mi-aduc aminte că chiar recent, la un moment dat, am auzit iarăși că băieții sunt torturați psihic sau nu știu cum, că au probleme. Mie mi se pare că dacă stai 4 ore pe placa aia, nu poți să stai decât dacă îți place. Numai dacă ai probleme. Deci eu cred că au probleme până la urmă, că nu poate un copil în vacanță să-și ceară să facă ore de chineză și japoneză. Nu poate un copil în loc să stea pe gadget-ul să stea pe placă. Eu cred că sunt copii cu probleme. Par probleme. Trebuie duși internați, operați pe creier și spăți de acolo ceva afară, că au prea mult, cred. Acum îți dai seama că și pentru mine nu e foarte simplu să umblu toată ziua după ei. Hai la wakeboarding, trezește-te dimineața, trezește copiii, îmbracă-i, spală-i, dușează-i pe-ale. Nu e tocmai simplu, dar dacă ei își doresc, orice părinte se sacrifică pentru copii. Acum iese Eduard. Ia să vedem și pe Eduard dacă apucăm să... Hai! Ia acum! Să... Pleacă sus! Pleacă Eduard, doamnelor și domnilor, ia să-l vedem. Una, două, trei... Ia uite băiatul! Bravo! Excepțional! Ce băiat, bravo! Trebuie să vă spunem că Eduard a avut o perioadă în care avea multe, ceva kilograme în plus și când mă uit la el și mi se umple sufletul de bucurie, pentru că știu ce înseamnă să lupți ca părinte astfel încât copilul tău să fie sănătos și să fie sportiv. Bravo! Și avem de învățat de la Silviu Prigoană din acest punct de vedere. Mă, dar totuși până la urmă, Silviu, cu metre, tu ți-ai mutat biroul de afaceri acolo la baltă, lucrezi ca boierii la... Da, avem net, avem laptop, avem telefon și prezența mea angelică nu e necesară în business. Stau aici, am văd de treabă, ei își văd de treabă acolo, pe lângă asta și fericiți oamenii acolo că nu se ocupă ei, adică toată lumea e fericită cu asta. Da, vreau să te întreb ceva, dacă tot vrei să te ocupi cu ceva timpul la baltă acolo, rămăsese că tu cu Mihaela o să faceți la un moment dat o fetiță și atunci să vezi câtă treabă ai tu pe baltă acolo. Bă, nu prea am timp să fac fetițe în perioada asta, pentru că sunt foarte ocupat cu kinderii pe placă, pe alea, cu chineza, cu japoneză. Când să mai aplanează conflictul, vedem, găsim soluții. Nu te supăra, te-au învățat băieții ceva în chineză? Zici și mie ceva în chineză, să-l leșin aici. Măi, se salută într-un fel, dar în fiecare zi schimbă salutul, că mi-a zis că se salută 4-5 feluri în funcție de... cu cine te întâlnești, de asta de politeță, adică, frate, e complicată treaba. Aha. Și atunci m-am retras. Deci... Ăla în japoneză e mai simplu ca un singur salut ăla cu sayonara, te salutăm așa, atunci cam atâta. Nu mă bag eu între ei, dai seama. Dar ei vorbesc cultiv chineză și japoneză, da. Adică au început deja să formeze propoziții și fraze, vorbesc cultiv. Și da. Asta e un lucru frumos. Silviu. Un câștigat. E foarte bine. Uite, avem aici, să dăm în studio, avem niște invitații, Amalia Belantoni și cu Valacu. Ia, Roxana, am înțeles că ai un salut în japoneză, ceva special. Arată-ne și nouă. Ne întoarcem imediat la voi. Ia, Roxana, ai ceva special să ne spui în japoneză? Am înțeles. Mi se pare normal, bravo. A dat în mâini până a obosit Silviu, adică n-a fost niciun fel de problemă. Nu mă, stai să ne și salutăm acum. Fie... Ia, așa. Să nu fie cap în cap, vă rog. Bang, bang. Bravo. Sunteți bravo. Ni hao. Silviu, ce vorbești tu cu colega mea Roberta acolo în aparte, că n-am înțeles. Colega ta Roberta, te-ai predau casca să vedem cu treaba, ca să vorbiți cu Alex 3 minute. Hai. Da, aici l-am găsit pe Alex, pe băiatul lui Dan Bidman. O să mergem să vorbim un pic și cu el. Este chiar acolo. Hai. Da. E foarte bine, o să ne întoarcem la Silviu Prigoană, pentru că, după cum se știe, cu Silviu Prigoană poți lejer să stai vreo 2-3 zile. Hai să vedem și pe băiatul lui Dan. Alex este acolo, să-l vedem. Unde e Alex? Să-l vedem. Aici. Salut! Mergem cu... Mulțumesc! Bună! Ce politic! Salut! Da,
Ba, bucur să te văd. Văd că ești după stâlp acolo, te-ai tupilat. A, așa, bravo. Aha, sunt cu ochii pe apă. Ce faci acolo? Cum e treaba? Da, bă, e foarte bine. Ne pregătim pentru un concurs, pentru Liga Națională de Wake. Prima etapă se ține la noi și băieții, după cum îi puteți vedea pe apă, se antrenează de zori. Noi suntem bine, vremea e bună, vă așteptăm pe aici. Voi ce faceți? Noi foarte bine. Explică-mi și mie, tu faci sportul ăsta sau vreodată tatăl tău, Dan Bittman, s-a dat cu bâzdăgăniile astea? Da, a încercat. Și? Dar știi, e ok. Cred că există o limită la care te oprești din a face sportul ăsta. Acum, eu încă nu am atins-o. Eu încă mă dau, da. Foarte bun. Alex, deci ce faci tu? Deci, practic, tu ești acolo, văd că te ocupi cu toate harnașamentele astea care trebuie puse pe copii. Care business? Ce faci tu acolo, zi de zi? Că-s curios, ce face băiatul lui Dan Bittman? Na, poftim, ce faci? Ce faci? Fac bine, fac foarte bine. Mă distrez, mă simt bine. Trebuie să vii ca să vezi, nu știu dacă pot să o pun în cuvinte. Mi se pare corect. E foarte bine. Vreau să, o singură întrebare vreau să spun. Mă, numele ăsta, când te cheamă Bittman, cum cade pe umerii tăi? Cade bine, cade rău, cade netul? Cade netul, a fugit netul, să ne întoarcem, doamnelor și domnilor. Nu? Da, ce faceți copii? Ha? Cred că e ok, cred că mi-e foarte bine așa. Nu puteam să fiu altfel. Nu s-a schimbat, nu? E bine. Da, doamnelor și domnilor, îi mulțumim foarte mult lui Alex. Rămâne colega Roberta să-l convingă să mai facă vreun interviu, să mai afle câte ceva. Ne întoarcem cu Silviu Prigoană și copiii imediat până...